Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Sila și Halil Ibrahim, vedetele strălucitoare ale televiziunii și filmului turcesc, sunt aici cu o mare surpriză după o lungă așteptare. Relația romantică a duo-ului pare să fie început în secret și a fost în sfârșit încununată cu decizia de a se căsători. Această veste bună a șocat lumea revistelor turcești. Sila și Halil Ibrahim își trăiau viața privată departe de camere de mult timp. Cu toate acestea, în cele din urmă au decis să-și oficializeze dragostea. Această decizie a duo-ului a fost primită ca o mare surpriză atât de fanilor, cât și de mass media. Prima dată când am auzit numele Sila a fost cu serialul de televiziune. Frumoasa actriță a câștigat rapid o mulțime de urmăritori datorită talentului său actoricesc și natural. Halil Ibrahim, la rândul său, are o carieră care se întinde de la scena de teatru până la film. Când drumurile lor s-au încrucișat, a fost revelat ca începutul unei mari iubiri. Cuplul s-a cunoscut acum aproximativ 5 ani. În acest timp, Sila și Halil Ibrahim, care au ținut secretă relația lor, au preferat să-și țină viața privată departe de camere. Cu toate acestea, acum au declarat că sunt dispuși să împărtășească un viitor împreună. Sila și Halil Ibrahim și-au anunțat prima dată decizia de a se căsători cu cercurile lor apropiate. Ulterior, ei și-au anunțat surpriza fanilor lor printr-o declarație oficială. Prietenii apropiați ai cuplului care sărbătoresc această zi fericită afirmă că relația lor se bazează pe baze solide și că dragostea lor reciprocă crește pe zi ce trece. Deși pregătirile pentru căsătorie se desfășoară cu viteză, trebuie menționat că Sila și Halil Ibrahim nu au anunțat încă data anunții. Cu toate acestea, această zi mare va fi cu siguranță un moment de neuitat pentru fanii acestor doi actori talentați care sunt considerați pruncul ochiilor Turciei. Invitația de nuntă a cuplului pare a fi un eveniment grandios care va găzdui chipuri celebre și figuri cunoscute din Turcia. Unirea acestor două nume, respectate atât de lumea artei, cât și de lumea afacerilor, este un candidat pentru a intra în istorie. Ca una dintre cele mai speciale surprize din Turcia. Felicităm cuplul format din Sila și Halil Ibrahim și suntem încântați să împărtășim acest moment special. Se pare că acești doi actori talentați, considerați pruna ochiilor Turciei, continuă să obțină mari succese atât în carieră, cât și în viața privată. Ne dorim ca această frumoasă poveste de dragoste să fie plină de fericire pentru toată viața. Celebrul actor Halil Ibrahim și-a rupt tăcerea și, într-un interviu emoționant, a dezvăluit pentru prima dată revistei Gardrop o trădare pe care a suferit-o în trecut și impasul emoțional ulterior. Actorul și-a șocat fanii și lumea revistelor vorbind sincer despre dragoste, trădare și iertare. În interviul său pentru revista Gardrop, Halil Ibrahim a vorbit deschis despre relația sa pentru prima dată și și-a împărtășit călătoria emoțională. Iată câteva momente importante din interviu. Nu puteam ierta trădarea. Punct. Halil Ibrahim, într-un interviu acordat revistei Gardrop, a exprimat deschis efectele trădării pe care le-a experimentat într-o relație pentru prima dată. Halil Ibrahim a spus, trădarea într-o relație poate deschide rănii foarte adânci. Poate crea un mare cutremur în lumea emoțională a cuiva. Am trăit și eu astfel de situație și, din păcate, nu am putut ierta trădarea, virgulă, a spus el. Este greu să ierți și cu atât mai greu să uiți. Punct. Celebra actriță a subliniat cât de greu este să ierți o trădare. Este necesar să lupți pe plan intern pentru a ierta trădarea. Urmele traumei provocate de trădare rămân mult timp și este cu adevărat dificil să le ștergi, virgulă, a adăugat el. Trebuia să rămân fidel mie și fanilor mei. Halil Ibrahim a declarat că a încercat să rămână fidelă ei și fanilor săi în această perioadă dificilă. Orice persoană se poate confrunta cu momente dificile în viață.
am rămas fidel mie și adepților mei pentru a trece prin acest proces. Sprijinul lor a fost foarte valoros pentru mine, a spus el. Cred din nou în dragoste. Punct. La sfârșitul interviului, Halil Ibrahim a exprimat că are speranțe pentru viitor și care crede din nou în dragoste. Viața continuă și totul are un motiv. Am experimentat o trădare, dar acum vreau să las durerea trecutului în urmă și să mă concentrez pe viitor. Cred din nou în dragoste, și-a încheiat el cuvintele. Aceste mărturisiri sincere ale celebrului actor Halil Ibrahim Ceyhan au avut un mare eco în lumea revistelor. Declarațiile sale despre trădare, iertare și credință în dragoste au rămas din nou în istorie ca un interviu foarte așteptat de fanii săi. Se pare că călătoria emoționantă a lui Halil Ibrahim și proiectele sale viitoare vor continua să fie urmărite cu mare interes în lumea revistelor. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.